Acuzații grave la adresa arhiepiscopului Tomisului Teodosie. Chiar în timpul unei slujbe, un bărbat furios i-a strigat că nu și-a plătit o datorie în fața zeci de enoriași. De ce nu mi-ai cumpărat nimic? Însuși numele său cel înfricoșător. Și fotul părintelui Stălei Dumitru. Să nu puneți mâna pe nebunul. Și cer de pe tine pe avul Domnul. Înțeles? Să-mi dai bani înapoi. Ne-ai simțitule, diavolul ce ești. Incidentul a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, în timp ce arhiepiscopul citea o rugăciune. Bărbatul a fost scos imediat din catedrală. Nu se știe încă de la ce a pornit scandalul, dar Arhiepiscopia Tomisului a transmis printr-un comunicat că arhiepiscopul Teodosie nu cunoaște persoana respectivă și nici care avea vreo datorie financiară față de aceasta. În comunicat se mai precizează că nici serviciul de contabilitate nu are cunoștință de respectivul bărbat și nici nu există vreo datorie în acte.